Așezat aici pe pod să vă răspund la câteva întrebări referitoare la casă, la locul unde locuim și să vă zic așa și prețurile orientative, pentru că m-ați mai întrebat despre ce prețuri sunt la case pe aici, la terenuri. Noi locuim în vestul Spaniei, în Castellón, la vreo 4 ore, 3 ore și ceva de Madrid, ca să vă faceți o idee, și tot cam atât de Barcelona, la 40 de minute de Valencia. Despre vecini, ăsta n-are de gând să vândă, el trăiește viața, și-a făcut aici o nebuneală în sensul bun al cuvântului, adică și-a îngrădit, și-a pus piscină, și-a făcut o mică căbănuță ca să stea, să petreacă aici cu grătar, adică omul s-a aranjat la locul lui, e bine, nu vinde, iar cel din partea asta de după rație, pe ăsta nici nu-l cunoaștem, că de asta are buruierea pământului acolo, nu știm cine e, că i-am spune să vină să-și taie cu streiul, cum s-ar zice, stuful din grădină, dar nu știm cine e, nu știm dacă vinde, deci nu-l cunoaștem. Cât despre terenuri, prețuri, hai să vorbim și despre acest aspect, că a fost pusă întrebarea asta o grămadă. O să vă povestesc cazul nostru. Noi am cumpărat prima oară terenul ăsta, unde sunt rațele, e separat terenul casei cu terenul pe care l-am cumpărat primul de iaz. A fost undeva la 5.000 de euro cu tot cu acte, acum 4 ani. Ei, acum treaba nu mai stă așa, că toată lumea vrea să stea la casă cu teren, să aibă teren, să-și facă, uite ce și-a făcut de exemplu vecinul de aici. În schimb, terenurile unde suntem noi sunt într-o rezervație și nu se poate construi pe ele. Noi putem construi, de fapt avem casa legal din cauza că este de mult timp, că e casă bătrânească, și revenind la treaba asta, casa cu terenul pe care sunt cam 2000 de metri, 2500, 2600 de metri avem aici terenul casei. Am cumpărat-o acum 3 ani cu 50.000 de euro cu tot cu acte, dar nu era într-un stadiu ideal, adică trebuie să băgăm tot pe atât sau chiar mai mult ca să o facem cum ne place nouă, dar a meritat pentru că am plătit-o, am stat ceva timp în ea așa, am renovat puține la început, am locuit în ea și acum o renovăm cum ne place nouă după ce am mai strâns ceva bani, că, repet, nu era perfectă. Ei, în momentul de față, o casă ca noastră nu mai costă 50, costă de la 60-70 în sus, pentru că, repet, s-au scumpit foarte mult terenurile, casele și așa mai departe. Dacă vrei una să intri să trăiești în ea, adică gata, făcută, costă de la 100 în sus. Deși, prin urmare, cam asta este cu prețurile, și m-a mai întrebat cineva dacă avem școală aproape lângă noi să mergi pe jos. Nu, trebuie să iei mașina să duci copiii la școală. Noi stăm la periferia orașului, deci nu ne e greu, stăm la periferie, luăm mașina, ne-am dus, ca și cum ar fi un cartier mai în marginea orașului. Școală să mergi pe jos, repet, nu avem, dar cu mașina ne descurcăm perfect. Și cam asta despre prețuri, despre case, despre, că m-ați mai întrebat în multe clipuri ce prețuri sunt pe aici, cum stă situația. S-au scumpit de cum am cumpărat noi, dar nu știu, față de alte țări, eu cred că totuși este ieftin. Îmi spuneți voi în comentarii.